ultima oră americanii fac publice dovezile de ce au bombardat Siria, regimul Assad este responsabil video. Statele Unite susțin, într-un document făcut public după lansarea atacului aerian în Siria, ce au o cantitate semnificativ de dovezi care arată regimul presubliniereintelui sirian Bashar al-Assad este responsabil de atacul chimic de pe 7 aprilie asupra ora sublinierului Duma. Este vorba de martori oculari care au văzut elicoptere cum lansau bombe, sublinierei surse credibile din serviciile secrete care susțin ce oficiali militari sirieni au coordonat atacul, scrie The Guardian. O cantitate semnificativ de informații arată cum regimul sirian a folosit arme chimice în zona Duma din Ghouta de Est, în apropiere de Damasc, pe 7 aprilie 2018. Informațiile noastre sunt confirmate de mai multe surse, susține Casa Albă în documentul făcut public la scurt timp după ce Donald Trump a anuncat ce a ordonat raiduri aeriene în Siria. Această concluzie este bazată pe descrieri ale atacului din mai multe surse media, a simptomelor victimelor, videoclipuri sublinierei imagini cu două bombe butoi sublinierei informații credibile care indică o coordonare dintre oficialii militari sirieni înainte de atac, se mai arată în comunicatul Casei Albe. Casa Albă susține că atacul din Duma face parte dintr-o ofensiv major a regimului asupra zonei controlate de rebeli, sublinierei ce elicopterele regimului au putut fi văzute cum lansau bombe butoi. Mai multe elicoptere ale guvernului sirian au putut fi văzute deasupra ora sublinierului Duma pe 7 aprilie, martorii vorbind despre un elicopter de tip Mi-8, despre care se subliniere tie ce a decolat de la baza aeriană a regimului sirian, Dumair. Mai mulți martori oculari confirm ce bombele butoi au fost lansate de aceste elicoptere, o tactică folosită pentru a ataca civilii în timpul războiului. Fotografii arată ce bombele butoi lansate asupra Douma sunt similare cu cele folosite anterior de regim, se precizează în comunicat. Concluzia evaluării Casei Albe arată ce, bazându-ne pe aceste dovezi, aceste bombe au fost folosite cel mai probabil într-un atac chimic, anunț newsro.ro.